Agenții economici sunt obligați să prezinte până la 90 de rapoarte în 4 instituții de stat, în diferite perioade și în diferite formate. Experții USAID Bright au elaborat un proiect de reformă care va contribui la optimizarea acestui proces și va reduce din sarcinile administrative a întreprinderilor. Primul pas este simplificarea rapoartelor privind plățile salariale. Actualmente, mediul business cheltuie mult efort și timp pentru raportare către instituțiile statului. Scopul reformei care este promovată de proiectul Bright constă în reducerea poverii de raportare prin optimizarea numărului de rapoarte. Instituțiile statului nu vor suferi de la aceasta, deoarece toate instituțiile vor obține volumul său de date, calitative și operative. Actualmente, angajatorii, în mod corespunzător contabilii, sunt nevoiți să prezinte 4 rapoarte la 3 instituții de stat: Serviciul Fiscal, Casa Națională de Asigurări Sociale și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Chiar dacă aceste documente conțin practic aceleași date, ele trebuie furnizate în diferite perioade și în diferite formate. Modificările legislației necesită optimizarea datelor și pregătirea unui raport unic în loc de 4. Raportul unic va trebui prezentat lunar, în format electronic, prin intermediul platformei e-raportare. Acest lucru va eficientiza fluxul de documente pentru a evita duplicarea aceleiași informații, dar va contribui la crearea unei singure baze de date care poate fi foarte comodă pentru angajații instituțiilor de stat. Оптимизация отчетов нужна. Для чего? Для удобства, в первую очередь, бухгалтеров. Это удобство складывается в том, что нужно затрачивать меньше времени на подготовку отчетов и, соответственно, на сдачу этих отчетов в различные структуры. Сама сдача отчетов занимает где-то, на все про все час. Если вот в электронном виде сдавать, это касается только налоговых отчетов и отчетов социального страхования. Остальные отчеты статистические, то есть мы не сдаем в электронном виде, это на бумажном носителе пока что. Вот желательно было, конечно, уже была возможность сдачи в электронном виде. Contabilii și reprezentanții mediului de afaceri spun că aceste schimbări sunt esențiale pentru dezvoltarea normală a antreprenoriatului în Moldova. Optimizarea rapoartelor poate reduce în mod semnificativ sarcina administrativă a întreprinderilor, în special pentru contabili. Proiectul de creare a raportului unic să continue și businessul Moldovei să beneficiază de acest raport unic, să ușureze raportările care trebuie să semneze contabilul și să prezinte. Și dacă este raport unic, o să ușureze puțin din timp pentru a face prezentările informațiilor respective. Pentru mine este mult mai simplu toate dările de seamă, atât la Inspectoratul Fiscal cât și la Fondul Social. Prezint în format electronic, este mult mai convenabil, mai optim și mai operativ. Acum foarte automatizat lucru. Ne cătând la ce, totuși strânge mulțime de documente. Mai aștepți, nu știu de ce. Primii ce ne sucecnesc cu această problemă sunt contabilii. Și ar fi foarte de dorit, avem încredere că guvernul nostru și alte organe de conducere vor face foarte mult ca să avem ușurare în lucrul nostru.